Din pricina acestei cărți, suntem aici. Nici o altă carte nu poate fi înlocuită ca această carte. Este unica carte care adună popoarele, desparte popoarele, asigură viitor sau judecata finală. Generația de astăzi, tineri, băieți și fete, frați și surori, vorbiți în engleză, ucraineană, rusă, căutați în ea. Îndemn toate generații de astăzi, la porția anului 2021, când confuziile pe plan mondial domină ca o flacără peste veacuri, ca o torță care nu o pot stinge nici comunismul, nici un alt sistem, Biblia e la poarta dreptății lui Dumnezeu. De aceea cer tuturor care cântați cântări frumoase. M-am bucurat să vă aud cântând cântări vechi, cântările comune. Feriți-vă de cei care cântă și le joacă picioarele și le îngheață inimile. Biserica are nevoie de cântăreți, are nevoie de slujitori și biserica este singura instituție în lume care nu aparține sistemului politic, militar, american, comunist sau orice sistem. Aparține unui singur sistem, al lui Dumnezeu. Tot ce are Dumnezeu pe pământul acesta, în așa generație de urmă, te are pe tine, ne are pe noi, vă are pe toți, are o biserică, pentru care a luptat și a strigat pe calvar acum 2000 de ani, s-a isprăvit, actul salvării a fost semnat cu propriul sânge și Domnul a zis, iertare, iertare este harul nemeritat al lui Dumnezeu. Pentru mine, pentru tine, pentru voi toți. Semnalele, 34:16 din cartea prorocului Isaia, căutați în cartea Domnului, citiți în ea, veți vedea că niciuna, nici alta nu a dat greș. Aici vorbește Dumnezeu. Nu căutați pe Dumnezeu în literatură, în istorie străină, în cântările care mișcă inimile și joacă oamenii, parcă i-au luat duhul nebuniei. Biserica este reală, biserica este dreaptă, Dumnezeu nu are nevoie de capul tău, nu are nevoie de picioarele tale, are nevoie de inima ta și are nevoie de inima mea. Zice Scriptura, cel ce a început la Golgota, această lucrare este bună, continuă, se va sfârși când vine El. Până atunci să rămână adunarea Golgota ca toate bisericile lui Dumnezeu. Unite. Trăiesc 65 de ani când m-a chemat Domnul. 43 de ani în această țară, în care acum îmi dau seama, nu numai vârsta, dar și când mă uit în această țară, n-am cuvinte să vă pot explica, dar cred, Domnul este la ușă. De aceea cântați cu toată inima. Nu cântați, Domnul n-are nevoie de jumătăți de inimă. O jumătate de inimă este egală cu un păgân întreg. Ori dai totul, ori nimic. Domnul nu lucrează cu jumătăți. Fii creștin în biserică, acasă, în locul de muncă, fii creștin. Pentru că avem un singur păstor care a zis, sunt cu voi până la capăt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații slujitori. Mi-amintesc, eu m-am îmbătrânit în orașul Portland. Am venit la 40 de ani în America, 44 aici în curând și acum plec din orașul Portland. Acum poate 10-12 ani, printr-un proroc în vârstă, bolnav de plămâni, pe dealul Feleacului în Cluj, m-am dus cu fratele Gicu Stan, care unii l-ați cunoscut foarte bine, și strigat noaptea la ora 11 un proroc. Nu l-am intrat în casă la ora 11 noaptea. Fratele era un om în vârstă, bolnav de plămâni, era în pijama să culce, m-am așezat lângă un colț la intrarea în casă. Ne-a spus nici bună seara, nimic, și ne-am pus pe genunchi. Și a strigat Domnul prin acel vas de lucru, lucrarea ta este lungă,
neterminată. Începe cu tine etapa a treia și mă vei întâlni cum te-am întâlnit când te-am chemat. Deci între chemare și plecarea de aici, fiecare dintre de răspunzător de timpul cu unul îl petrecem. Ceea ce cer lui Dumnezeu, continuare, să vă binecuvânteze Dumnezeu. M-am bucurat de tânărul Andrei. De ce Domnul a dat cuvinte, frate, care ați predicat aici, păstrați limba rusă, limba ucraineană, limba română, limba engleză. Continuați să fiți flăcări aprinse. În 60, cu psalmul versetul 4, zice acolo, celor care se încred sau se tem de mine, zice Domnul, le-am dat un steag ca să ne înalți în cinstea adevărului. Fiecare cântăreț, fiecare predicator, fiecare ascultător și minitor este o flacără aprinsă în mijlocul întunerii care este la ora actuală, besnă spirituală, în țara în care am crezut că aici există desăvârșire. Nu există, decât în Hristos singurul. De aceea, rugați-vă. Fratele, numai acolo de unde sunt și când s-a adunat ca zice, fratele de la ușă zice, nu știu cine este. Gicu zice, frate, nu-l cunoști, mi-a tăiat și în vârstă, ești cam bolnav, e de pe lădealul feleacului de pe aici. Frate, Gicu, nu-i așa, fratele nu-i de aici. Pe el scria, avea un tricou, alb, scria pe el, USA. Domnul știe pe unde te afli, de unde ești. Știe pe unde umbli, știe ce vorbești, știe ce, și aude tot, știe tot. N-are nevoie de translatori, n-are nevoie de comentatori, n-are nevoie de cei care zic una și fac alta, ci are nevoie de împlinitori ai voii unicului Dumnezeu. Există, lucrează și va lucra la ridicarea bisericii sale, unde este El, să fim și noi, gata de zbor. 60 cu 8 din psalm, Isaia zice acolo, cine sunt aceștia care zboară, care niște porumbesc pe porumbarul lor, suntem chemați să nu să ne târâm cărâmele pe aici și să zburăm într-o zi. Vom zbura, vom pleca. Condiția, un Hristos din Biblie, un cântăresc după Biblie, un ascultător după Biblie și un împlinitor al Bibliei. Nu noi putem. Cel ce este noi ne va da putere de plină să-L slujim pe Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu are nevoie de predicatori. Mă bucur de generația tânără, dintre numărul de oameni de tineri români la noi în biserică și în biserica de aici. Bisericii unde am călătorit, anul trecut n-am putut fi decât doar în Filipine, în luna februarie, în august scurt în România. Trebuia să fim la ora actuală în China, trebuia să fiu în Singapore, trebuia să fiu în insulele Filipine de asemenea, dar porțile unor vremuri sunt închise. Eu cred într-un Dumnezeu care își privește acest glob care l-a creat, nu pământul și nu munții, frumusețele Americii. Frumusețele Americii este celor ce vestesc lumina Evangheliei lui Dumnezeu. Și cred că timpul în care mi-am rămas, plec din orașul acesta și se începe etapa a treia unei cetăți în care se numește Cetatea Păcatului. 15.000 de români. Nu există nicio mișcare evanghelică. În ianuarie m-am dus prima dată în zona aceea și ne-am adunat 4 români. Și acum e o bisericuță. Maranata, Romanian Christian Church of Las Vegas. Acolo, cred că Dumnezeu, sunt foarte mulți români ruși, români ucraineni, români români și români care vor să se ascundă sub masca că el nu e român, e american. Ori ești american pe jumătate, ori ești un mincinos întreg. Dumnezeu nu are nevoie de cei care se minte una și face alta. Tot ce măsoară Dumnezeu este desăvârșit și perfect. Aș vrea să încurajez pe frați. Să vă încurajez, să vă rugați pentru orice. Biserica Philadelphia a început în 1979, 17 august, într-o cameră
de pe 126 cu strată de Vision, într-o casă unde eram câțiva, trei români. În momentul al patrulea și am început prima rugăciune acolo și am dat prima cină în acea zonă. Înmulțirea unei biserici nu o fac intelectuale, nu o fac cei care știu multe, ci harul lui Dumnezeu de ajuns. Când El pune un țăruș acolo, noi ne învârtim în jurul Lui, ca și Moise în pustiu. Când aprinde focul Domnul în pustiu, nu se-l stinge nici comunismul, nici americanismele toate, că cel ce aprinde focul este Dumnezeu. Deci ne încălzim cu patru români la ora actuală, cinci în curând, în orașul Las Vegas, pentru un nou început, a unei lucrări biblice, pentecostale, de credință evanghelică, așa cum o predicat și aici. E adevărat că îmi spunea cineva de acolo că sunt 15.000 de români, dar în general unii din ei sunt acolo pentru că joacă la jocurile de noroc, își caută, văd acolo niște centre de acolo, oameni cu câini după ei, cu bătrâni legați, cu cărucioare, își pierd timpul la asemenea butoane în care așteaptă că apare milioanele pe butoane și vor fi bogați într-un ceas. Singurele bogății reale, cine este în Hristos, are trecut iertat, are prezent binecuvântat și are viitor asigurat. Cine? Cine este în Hristos? Deci acolo în 2 Corinteni 17, cine este în Hristos este făptură nouă. Toate lucrurile cele vechi s-au dus. Amin! Doamne, ajută-ne! Domnul să vă binecuvinteze! Știu că mă uit la frați și la noi era în limba noastră română, când am început noi pe aici, fiecare vinea în biserică și mai la început, fiecare mie ce slujbă îmi dai? Ce ai fost în România? Am făcut-o asta. Tu ce educație? Eu am fost inginer, eu am fost doctor, eu am fost cântăreț, predicator. Frate, nu ești decât un simplu membru. Dacă ai fost doctor acolo, acum trebuie să faci doctorie pe genunchi. Nu veți găsi în toată literatura mondială, trecută, prezentă și în viitor, vreun doctor, toți doctori în teologie, toți filozofii sunt la ora actuală, doctor în Noul Testament, în Vechiul, în Apocalipsă, de toate. Nu veți găsi niciun doctor în rugăciune. Care să ia doctorat în rugăciune. Doctoratul în rugăciune nu se ia la Universitatea Oxford, nici în București, nici în Cernăuț, niciunde, decât pe genunchi. Cine vrea să fie aproape de Domnul, începe cu genunchii. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să o continuăm, să avem singurul lucru pe care biserica trebuie să nu uite niciodată, rugăciunea, care este un modul în care noi ne smerim, îl înălțăm. Noi n-avem, El are. Noi nu putem, El poate. Suntem bolnavi, El ne vindecă. Nu știm pe unde să mai mergem, luăm această carte care și lumină pe cărarea vieții oricărui călător, slăvit să fie Dumnezeu. Deci în cele 66 de capitole care le are această carte, frați tineri care citiți bine engleză, care citiți bine limba română, ucraineană, rusă, vă recomand din toată inima, cu toată puterea care mă dă Dumnezeu, pentru mine personal, pentru generația de astăzi, luați Biblia în modul cel mai serios. Căutați în ea celor care nu știți tineri pe unde vă aflați cu viața spirituală, în relațiile cu părinții, cu relațiile cu ceilalți cu care lucrați sau în familie. Aplicați tineri proverbele. O să te învețe să vorbești corect. O să te învețe să respecti corect. O să te învețe să fii integru, moral și spiritual. Cine? Cartea, Biblia, proverbele. Oricine nu știe să se roage. N-am învățat rugăciune, nu se învață la universitate să-ți dea modele de rugăciune. Începe așa, fă așa. Începeți să citiți psalmii care sunt scriși în Scriptură și o să înveți cum să te rogi personal, în familie, cu familia și în mod special și la biserică.
Cine vrea să cunoască la ora actuală este o politică satanică împotriva lucrării Duhului Sfânt. Este o politică diabolică care contestă la ora actuală vorbirea în limbi străine. Noi vorbim în limbi străine, singura limbă care nu poate traduce diavolul este vorbirea în limbi străine cu Duhul Sfânt. Nimeni nu o înțelege, dar cel ce o are, o primește, se bucură de ea. Această lucrare este un semn al harului nemeritat primit de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O să mă rog pentru dumneavoastră. O să rog biserica să se roage pentru începutul bisericii din Las Vegas. Mai rămân aici unul de zile. Casa care m-a avut aici, am vândut-o. A fost prea mare pentru venitul meu cu Social Security. Am scăpat de ea, pe 4 martie am încheierea, closing-ul la casă și cu ajutorul Domnului sper să pot cumpăra o casă mult mai mică în zona aceea din Las Vegas. Să nu cumva să gândiți că vladnicii placă de aici, că Las Vegas este un oraș, nu-i cald, de rece spiritual. Orașele nu se măsoară pe cât e de caldă temperatura în Arizona, nici cât e de frig la Polul Nord, nici când se întâmplă la Alaska, nici se întâmplă la Portland. Domnul măsoară la ora actuală temperaturile spirituale ale fiecărui creștin și în mod comun a bisericii pe care o are pe pământ. Măsurarea temperaturii spirituale a unei biserici în funcție de timpul care trece în rugăciune, de părtășia frățească. Nu se poate fi creștin a un creștin izolat. Cine se izolează de frate, se izolează de Dumnezeu. Izolarea este un păcat, respingerea mesajului Evangheliei este un mare păcat, dar celor ce au pe Domnul, îl slujesc pe Dumnezeu, au ceea ce nu are nimeni, nu pot avea nimeni, noi avem siguranță. Avem siguranță că a zis El, și dacă cuvintele Lui sunt da și rămân da, oricare fie opinia altora, nu vă întristați ca ceilalți din lume. Întristările noastre sunt ușoare de o clipă, dar lucrează tot mai mult în noi cu o greutate de slavă. Deseori ne întristați după voia Lui Dumnezeu ca să ne întoarcem de unde am plecat la pocăința originală. Domnul nu și-a schimbat standardele, nu și-a schimbat pretențele, nu și-a schimbat nimic. E aceeași Biblie la început până la sfârșit. În ea și prin ea vrem să ajungem. A zis El, nu mai plângeți. Se uita la El de ucenicii, știau că pleacă. Am pentru voi o garanție. Unde plec eu, veți fi și voi. Tot El a zis, eu sunt calea. Noi am ales să umblăm pe ea, da? Nu este altă cale mai sigură ca această cale. Calea aceasta începe de la moarte spre viață. De la această viață spre viitor cu Dumnezeu. Dacă ați ales să umblați pe calea pocăinței, tineri, nu jucați cu ea. Nu umblați pe scărăți, zice Scriptura, în 8:20 din Proverbe. Îmi place așa de mult cuvintele scrise de Solomon acolo, că Dumnezeu are o singură cale. Cred că cuvântul acesta din Proverbe trebuie să se ne miște pe toți. Eu umblu pe calea neprihănirii, spune cuvântul aici, sau pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Fraților, când ești pe stânga, când ești pe dreapta, ești un extremist. Nu știi cu cine ești, nu știi cu cine te unești. Domnul a zis, umblați pe cărările neprihănirii. Nu cu lumea, nici cu cei care iubesc lumea, ci cu Cel ce ne-a iubit pe noi, până la sfârșit. Poate ne vom mai revedea la Las Vegas, poate ne vom mai revedea la aici. Din
generația în care mă gândesc cu frații de acolo, am avut două cine, cina, ultima duminică a fost acolo, am dat cina acolo, frații roagă pentru o trezire, acolo este o femeie din România care a vrut să fie președinta României. O femeie influentă în Las Vegas, cu putere economică, financiară, sper să ajung să stau de vorbă cu ea, ca să poată să înțeleagă că este o mișcare, nu putea mișcări, acolo sunt câteva biserici foarte mici, care ortodoxe, care astăzi cântă mână, se îmbiată, se trezește și o iarlă de la început. Fac un fel de, cum zice românul, harakiri, ungurește un fel de feca de bal, feca de leveș. Dar noi mergem acolo, nu suntem savanți niciunul, nu mergem cu capul mare, când ți-e capul mare, inima ți-e mică. Devine o boală capsomania, capul mare și inima mică. Noi mergem cu un Dumnezeu care începe cu noi, a început-o aici, a început-o la Philadelphia, a început-o în orașul acesta, a început-o în lumea întreagă. Și când începi cu El, mergi pas la pas cu El. Nu lua nici înainte, nici în stânga, nici în dreapta, ci pe urmele Lui. Călcați pe urmele Lui, călcăm pe urmele Lui. Pe urmele Lui este garanție că e victoria sigură în numele Lui. Nădăjduiesc să văd frații care vizitați orașul, sunt frați care vin să viziteze orașul cu familie, să ducă acolo. Nu înseamnă că toți merg la jocul acelea. Cineva odată, treceam, eram în hotel acolo, trecut pe lângă mine și zice, m-a cunoscut. Zice, știu că ești pastor, că ești credincios. Îți dau $300 aici, cheia și-o pus acolo și știu că, zice, ăștia sfinții, oamenii, când ating un buton, ies milioanele. Au zis că către cine m-a întrebat, știi cine sunt eu? Da, astea două mâini poartă în mână o Biblie. Astea două mâini se roagă pentru frați măruși pentru ele. Le închid înainte lui Dumnezeu. Astea nu am mâini pentru așa ceva. Nu mă atinge-le. I-am luat bani și am plecat. Am luat $300 și am dat la frață. Să s-o arabe? Nu, zic că te supere. Nu, ia. Că dacă nu pui mâna, ies mai banii aia. I-am dat și i-am folosit. Tineri, nu petreceți timpul degeaba în zone unde este un pericol așa de mare. Țara aceasta, la ora actuală, orașul Portland, este primul oraș care l-a legalizat pe stradă să poți vinde droguri free. Nu mai există pedeapsă pentru droguri, chiar și heroina. Cele mai periculoase droguri la ora actuală se vând pe piață, aici, în orașul Portland. Sunt niște decizii luate în ultima vreme care încă nu au fost comunicate, dar Dumnezeu are această adunare, are acești frați tineri de aici, are pe tot tinerea, stâlpi care vor rămâne, cel ce a prins lucrarea Duhului Sfânt în adunarea de aici, în lumea întreagă, arde noi de dorul, nu după jocul de astăzi, nu după legile care se schimbă cu bate vântul, acest om care se numește Iosif Bidon, care e președintele acestei țări. Dumnezeu vă face rânduială în țara aceasta pentru că mai are de aici. Acum de la Philadelphia pleacă un grup mare de misionari în Africa, cu toate că sunt riscuri mari acolo. Noi încă nu ne-a dat drum să intrăm în zona Chinei. În zona Chinei lucrăm cu un grup de tineri pregătiți pentru Mongolia și Tibet. Din Tibet, unii merg până la poalele munțului Himalaya cu animalele, poartă Biblie și le urce sus pe deal, până în anumite zone, pe munții Himalaya, să se împarte Evanghelia. Evanghelia este flacăra aprinsă. N-au stins-o nicio generație. Au încercat să o capituleze, să o arunce. Striga un mare om de știință și creștin, zicea, când mă uit la această carte, văd prin ea o flacără care arde, ca pe vârful unui catarg. N-au stins-o varul istoriei, nu furtunile de atunci de astăzi, pentru că ce a prins-o este numai Dumnezeu și nu poate stinge nimeni. La o asemenea carte, fac apel la tineri de astăzi, iubiți Biblia, căutați Biblia, citiți Biblia și vă uitați că nici una, nici alta. Toate cărțile scrise de toți savanții, la ora actuală, sunt cărți transpirate prin muncă intelectuală, citind, muncind, au computerizat, au scris. Singura carte care este inspirată este numai Biblia.
Celelalte sunt cărți transpirate de oameni muncind și au spus numele acolo, dar numele lor este egal cu ce s-a scris acolo. Dar numele acesta, care a scris această carte, este Duhul lui Dumnezeu, care a inspirat pe apostole, a inspirat pe cei din Vechiul Testament, inspiră și biserica de astăzi. Iubim cartea aceasta care ne dă viitor. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Am o rugăminte față de biserică. Mai am în familie pe Ingrid, care încă este între da și nu. Nu s-a întors încă la Domnul. A crescut în... Ea zice că demnitate și zice, eu sunt fericit, am două mari oportunități. Am părinți români și eu sunt americancă. Părinții români tratează pe copii cum îi tratam noi copiii noștri în mod normal. Și dar eu îmi pare rău că nu te pot trata pe tine cum tratează părinții americani pe copiilor, că ești scot afară la 18 ani, scot afară, du-te, caut degeab, noi iubim că sunt ai noștri. Îi vrem cu noi, că sunt mai buni, sunt mai puțin buni, să vor întoarce, vor veni în lângă Domnul și vreau ca Ingrid să rămână și ea un copil al lui Dumnezeu, pentru că ea s-a rugat vreo 4 frați la binecuvântarea ei. Și binecuvântări puse de Dumnezeu nu le poate lua niciodată pentru totdeauna diavolul. Credințez biserica în mâna lui Dumnezeu. Vă cunosc fețele la toți aici aproape. Sponsorând peste 16.000 de refugiați, ați venit alți refugiați din Europa, din Belgia, fug din Europa, vin aici și azi încercam să caut niște profesori universitari care știu în probleme de migrare cum putem să ajutăm pe alții. Plângem împreună, răbdăm împreună, iubim pe frați mai mult că noi l-am iubit Domnul. Nu poate fi iubire față de frați dacă Domnul nu este în mine. Dacă Domnul este în mine, n-ai să poți urî pe niciodată. Nu, un creștin nu poate urî. De ce? Că cel ce este în noi este mai tare decât tot ce este în lume. În noi este Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Lui și prin cuvântul Lui, n-ai decât singura sursă de la Dumnezeu. Să iubești așa cum este. Mă întreba frate, cum ai rezistat atâția ani de zile să iei o biserică, să ajungi la mii de oameni acolo și să vină toate felurile? Vineau din București la noi în biserică, fraților, să fie biserica ca la București, să fie biserica ca la Rădăuț, în Bucovina, să fie biserica, nu știu de unde vineau frații. Fraților, vreți să fie biserica ca la Rădăuț? Luăm un bilet, one way ticket, go back. Vineau niște frații ingineri din București, frate, așa au fost la noi. Frate, ești din București? Vreți mi înapoi? Luăm un tichet? Dar înapoi nu mai vii. Biserica nu se măsoară de unde vin eu. Am mai multă influență, sunt mai puțină influență. Biserica este o biserică unitară a lui Hristos și niciun savant n-are nevoie, Domnul n-are nevoie de savant în biserică, nu că nu sunt buni, numai dacă savant ești pocăit. Dacă nu ești pocăit, ești bun de nimic. Candidat la iad prestij. Poți să ai școală cât vrei. Mi-a dat Domnul sănătate din părinți nepocăiți, am făcut o universitate, a doua universitate, am făcut aici alta, pentru familie. Dar n-au niciun rost. Tot ce are rost este aici. Surorilor, vă recomand, citiți Biblia la copii. Când stați lângă ei, vorbiți cu copiii, încercați să citiți ceva la copii să audă din Biblie. Când vor auzi din Biblie, auzi și la biserică. Ce au la biserică? Frații învață, frații cântă și biserica împlinește voia lui Dumnezeu. Nu m-am pregătit subiecte special, pentru că eu nu vin cu subiecte niciodată. Și ce-ar recomand personal? Folosiți la învon Biblia, nu iPad-ul. Mașini reci. Orice computer care ar fi de extraordinar, de updated, e o mașină rece. Nu la pălibă și împinge versetele care, ci caut-o, spune cuvinte simple din ea. Că nu căuta filozofie, că computerul este o mașină rece
care te înșală, vine informații, poate și informații greșite, luați Biblia. Este, Domnul nu va inspira, tu vei transpira la computer, dar Domnul te inspira spiritual. Caută Biblia. Citiți Biblia. Nici una, nici alta n-a dat greș, că aici vorbește Dumnezeu. Cu făgăduința că mă rog pentru biserica în Golgota, frate Ilie, te rogi pentru mine, vă rugați pentru mine, pentru familia mea. Și cred că în următoarea duminică voi fi în Eindhoven, o să vizitez bisericile din oraș și cred că va fi ultima duminică undeva prin sfârșitul lui martie la Philadelphia. Dacă nu vă văd acolo, dacă nu vă mai văd aici, vă văd dincolo. Dacă nu la Philadelphia, vă văd aici. Dacă nu aici, vă aștept pe toți la mală. Dincolo. Nu-i mult. Și cel ce vine, va veni. Contați pe Domnul, că a zis că se întoarce înapoi. Atențiune, frați! Domnul se întoarce înapoi, nu la Calvar, nu la Golgota, în nor, în văzduh. Și atunci, biserica va căpăta aripi. Frații să zboare. Zicea acolo Isaia, ca niște porumbei, într-o lume în care ne-a scos Dumnezeu. Fără merite, toate merite sunt ale Lui. Ceea ce în ultimul timp am prețuit mai mult decât citind toată Biblia, cartea câte roman, punând preț nespus de mare, cât îl pot înțelege eu, pe valoarea unică care a semnat actul salvării, este sângele Domnului Hristos. Când trebuia distruși cei din Egipt, nu s-a uitat cât sunt în casă, mulți sau mai puțini. Nu s-a uitat la valoarea celor care sunt în casă, de ce educație cât sunt în casă. I-a spus îngerului următoarele cuvinte. Acest sunt să fie pus pe ușorul de sus și pe cei la lateral, nimic jos. Când vei vedea sângele acolo, să nu intri. Cine e pecetuit de Domnul, salvat prin sângele Domnului Hristos, n-ai niciun merit. N-am niciun merit, deci salvat. Atât timp cât rămâi sub protecția sângelui Domnului Hristos, de ce i-a poți călca în picioare tot teologia ta sau a mea? Când vei călca de nebăgare de seamă sângelui Domnului Hristos, ai călcat legământul cel mare. Prin El am avut iertarea, prin El suntem spălați de trecut, avem un prezent binecuvântat și oricum se uită oamenii la noi. Nu știm cine suntem. Suntem copiii lui Dumnezeu. Este cu noi și cu toată adunarea Golgota, până ne vom întâlni cu El. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.